Am avut o discuție după ședință cu domnul Stăndulescu, telefonică, dar eu am avut o întâlnire la sfârșitul anului trecut cu angajații Braicar, inclusiv cu șoferii, în care le-am explicat că primăria are intenții foarte serioase de investiții la Braicar și nu ne dorim ca atitudinea unui număr restrâns de persoane de la acea societate să pună în umbră toate eforturile pe care noi le facem la Braicar. Să nu uităm faptul că anul trecut am cumpărat 12 autobuze de mică capacitate. Anul acesta am pus în proiectul de buget pentru 2017 4 autobuze de mică capacitate, 16 autobuze de medie capacitate, 20 de stații noi în municipiul Brăila, 40 de automate de bilete. Am discutat cu Braicar și acestea vor schimba și actualele automate de bilete în sensul rebranduirii acestora. Discutăm la modul foarte serios despre înlocuirea panourilor de informare a stațiilor și le puteți vedea în spatele dumneavoastră pe primele modele pentru a face o analiză care sunt cele mai optime. Așa că v-am spus, avem intenții foarte serioase la Braicar în ultima perioadă. Vă spun că pe toate autobuzele s-au instalat GPS-uri. Urmează ca în perioada următoare să implementăm pentru uzul nostru intern acel sistem de care vorbeam eu și începând de anul viitor, pentru că nu putem face tot în primul meu an de mandat, să înmulțim numărul de stații din oraș și apoi să apară, cred că în anul 2 sau anul 3 al mandatului meu, și acele panouri de informare cu timpul în care sosește autobuzul în mod real, electronice. Ce v-am întrebat eu și cum vă lăudați dumneavoastră? Și ce v-au spus șoferii când le-ați spus pe Daniel? Păi nu, v-am răspuns și la întrebare, dar am zis și eforturile pe care vrem să le facem pentru modernizarea Braicar. Ce v-au spus șoferii legat de modul de comportare? Au spus că ei se vor comporta civilizat, dar știți cum e, de la declarații până la fapte. Da, în afară de ce s-a întâmplat în ședința cele mai, mă rog, de afirmația aceea, ați mai primit până acum de când ați luat mandat? Da, bineînțeles, am avut și întâlniri, am invitat cu ghilimele de rigoare și un grup de șoferi la biroul meu pentru a avea o discuție foarte aprinsă pe acest subiect. Ce făcuse? Se adresase unei doamne într-un mod anume, fără să o jignească, dar nu era limbajul cel mai potrivit. Nu au înjurat-o, dacă asta întrebați. Legat de aceste autobuze de mică capacitate, sunteți mulțumit că sunt brăile în care spun că sunt prea mici, că e înghesială? Aceste autobuze de mică capacitate sunt mai mari decât microbuzele care au circulat pe acele trasee și sunt noi. Au termen de garanție și nu putem să comparăm un microbuz de la care cădeau ușile cu un autobuz de mică capacitate nou, mai mare decât acel microbuz.